Șoferița care a provocat accidentul mortal de sâmbătă seara din Ploiești venea din această direcție. A oprit, așadar a văzut aceste indicatoare, fiind și din zonă știa că pe aici circulă trenuri chiar dacă nu foarte des, iar acesta este locul în care s-a aflat, în locul în care a oprit de la volan trenul venind din această direcție. A oprit, spuneam, pentru câteva momente, după care, inexplicabil, deși este vegetație, totuși vezi vreo 200-300 de metri, deci te poți asigura în cazul în care vine trenul, iar impactul s-a produs chiar aici, pe cea de-a doua linie. Mașina a fost târâtă în fața aproximativ 200-300 de metri, din păcate soțul acesteia este decedat. Nici măcar cu hartă, mi-ai luat tot ce putu' să-mi iei.